Alexandru Arșinel, mărturie sfâșietoare, celebrul actor face dezvăluiri cu lacrimi în ochi despre starea soției sale și despre lupta cruntă pe care o duce pentru ca femeia iubită să rămână în viață. Mătușează. Toate că am luat multe diplome la viața mea. În 80 de ani am apucat să adun. Dar faptul că la 80 de ani mai e cineva care se gândește la mine și hai să-l invităm și pe ăsta, mă bucură din suflet. Eu am primit un telefon și efectiv n-am știut unde vin și la ce vin. Și aici mi s-a spus că s-ar putea să iau un premiu de excelență. Ce înseamnă să fii om? Să fiu om? Să fiu așa cum cred eu că am fost. Pentru că nu știu exact ce cred toți oamenii, dar am primit multe semnale pozitive din partea oamenilor. Dar atunci măcar să fiu așa cum am crezut eu că am fost de-a lungul a 80 de ani. Care este starea dumneavoastră de sănătate? Pentru că n-aș vrea să vă supăr, dar s-a tot scris în presă că aveți anumite afecțiuni, că nu vă simțiți bine. Cred că mă simt bine. Presa mereu trebuie să inventeze câte ceva. Și dacă, Doamne ferește, ai o tuse odată, sau spui, domnule, nu pot să vin, că nu mă simt așa bine. Ăsta e mort, gata, a murit. Haideți să... Nu, mă simt bine. Mă simt chiar bine. Mă simt mai puțin bine din cauza necazurilor care le am. Dar, în rest, eu ca persoană mă simt bine. Ce necazuri aveți, dacă poți să fii indiscretă? Multă lume știe. Soția mea e paralizată și este cea mai mare durere a familiei noastre. Cum vă descurcați cu această situație? Mă descurc. Trebuie să mă descurc. Pentru ea trebuie să mă descurc. În mod normal, Dumnezeu ar trebui să mă ajute mai mult. Pentru că toată viața ne-am rugat la El și cred că a trecut prea ușor peste necazurile noastre, dar la cât ne-am rugat, ar trebui să se aplece mai mult asupra noastră, să întoarcă capul și să ia o hotărâre mai puternică vis-a-vis de sănătatea soției mele, că și ea se roagă. Deci sunteți puternic și încrezător în forțele lui Dumnezeu. Am primit semnale de la El, pentru că și eu am trecut prin niște cumpene cumplite. Și atunci faptul că discut cu tine demonstrează că așa și-a trecut binecuvântarea și peste mine. Cu lacrimi în ochi, Alexandru Arșinel a vorbit despre prietena și colega de scenă Stella Popescu, cea care i-a fost parteneră o viață. Paradoxal, cred că am mai multe amintiri cu Stella decât au mulți din cei care comentează mereu ce de amintiri are cu Stella. Mă uit și pe unii nici nu-i cunosc. Dar probabil că așa a fost. Mi-a ascuns Stella treaba asta. A fost un om minunat. Un om care nu m-ar fi lăsat și nu mi-ar fi lăsat pe niciunul din cei din jurul meu să plece cu gândirea spre o zonă negativă. Toți colegii mei din teatru, rudele, prietenii, au avut cu ce să rămână după întâlnirile cu Stella. Era de un optimism extraordinar. Cred că am furat ceva din optimismul ei. Se apropie sărbătoarea Crăciunului. Cum veți sărbători? Ce veți face? De când o aștept? Sărbătoarea Crăciunului și a Paștelui mă duce întotdeauna cu gândul la Sinaia. Acolo mi-am făcut, după Revoluție, o căsuță din lemn